cred, în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm alergarea pe teren variat, alergarea pe teren plat, alergarea în urcare și alergarea în coborâre. Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin trei probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat, în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative. Nu este recomandată planificarea în aceeași lecție a deprinderii motrice alergarea de viteză cu dezvoltarea vitezei, respectiv viteza de deplasare, sau a deprinderii motrice alergarea de rezistență cu dezvoltarea rezistenței. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări. Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Confort programei școlare, formarea competențelor specifice clasei A6A, -a, atletism, cuprinde următoarele elemente de conținut. Alergări, sărituri și aruncări. Evaluarea conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial cuprinde o probă la alegere din cele prevăzute în programa școlară. În clasa 6A, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice atletismului, alergărilor, cuprinde. Elemente din școala alergării, alergarea de viteză și alergarea de rezistență. Alergarea de rezistență cuprinde startul de sus și lansarea de la start, coordonarea respirației cu ritmul pașilor de alergare, alergarea pe teren variat și cunoștințe despre startul greșit, depășirea adversarului, contactul piciorului cu solul, în funcție de natura terenului. Alergarea pe teren variat. Se poate regăsi în lecția de educație fizică și sport acolo unde terenul permite aceasta. Se poate practica în zonele cu teren plat sau denivelat, cu sau fără obstacole, în zonele de deal, munte, parcuri, pe zăpadă, pe nisip, etc. Este necesară în competițiile școlare de cross pentru clasele 5-8 și 9-12. Alergarea pe teren variat se abordează după însușirea tehnicii alergării de semifond și fond, deoarece pasul de alergare este identic. Obstacolele care se ivesc pe parcurs, relieful și consistența terenului, determină variații de tempo și diferite modalități ale tălpilor de a lua contact cu solul. Alergarea pe teren variat presupune păstrarea echilibrului general al corpului, modificarea minimă a pasului lansat în tempo moderat și trecerea obstacolelor cu efort minim. Alergarea pe teren variat cuprinde: alergarea pe teren plat, alergarea pe teren moale, nisip, zăpadă, alergarea în urcare, alergarea în coborâre, alergarea pe trepte și alergarea peste obstacole. Alergarea pe teren plat, faze. 1. Contactul. Este momentul în care piciorul intră în contact cu solul. 2. Sprijinul este momentul în care piciorul se sprijină pe sol, dându-i gambei acțiunea de impulsie. 3. Impulsia, momentul în care bazinul depășește axa verticală a piciorului. 4. Zborul, niciun picior nu atinge solul. Mecanismul tehnic este descris la pasul lansat de semifond. Există anumite deosebiri determinate de necesitatea adaptării tehnicii de alergare la natura terenului de alergare, umezeală, iarbă, frunze, lungimea traseului, posibilitățile fiecărui elev, etc. În cazul crosului, startul de sus și lansarea de la start se realizează de obicei pe teren plat, elevii folosind acest tip de alergare cu scopul obținerii unei poziții cât mai favorabile. Alergarea în urcare. Trunchiul este înclinat spre înainte. Poziția capului este în prelungirea bustului. Umerii cât mai relaxați, coborâți. Mișcarea brațelor înainte, înapoi ajută mult la urcare. Genunchii sunt îndoiți. Contactul cu solul se face cu pingeaua. Problema permanentă a elevului este de a-și adapta pasul la înclinația pantei. În urcare este preferabil ca faza de sprijin să fie redusă la maxim. Tehnica de alergare trebuie adaptată posibilităților elevului pentru a realiza o anumită viteză de deplasare, precum și lungimii traseului de alergare. Chiar dacă alergarea în urcare este mai dificilă, trebuie insistat asupra adoptării unei atitudini cât mai relaxată pașii mai scurți și frecvența lor mai mare sunt mai repezi, traseul este mai lung, viteza de deplasare este mai mică. Pașii mai lungi și frecvența lor mai mică, traseul mai scurt, viteza de deplasare mai mare. Alergarea în coborâre. Trunchiul, în funcție de inclinația terenului de alergare, poate fi aplicat ușor spre înainte, în poziție verticală sau spre înapoi, poziția capului în prelungirea bustului. Umerii sunt ușor ridicați, umărul situat pe partea piciorului de contact este ușor înapoi, brațele semiflexate cu o mișcare înainte înapoi, ușor depărtate în exterior, trebuie să echilibreze poziția trunchiului, genunchii, piciorului din față este întins, piciorului din spate este foarte îndoit. Contactul cu solul se poate face pe toată talpa sau, în funcție de înclinația solului, chiar pe călcâi. Dacă panta este mai înclinată, se utilizează pași mai scurți, însă cu o frecvență mai ridicată. Dacă panta este mai lină, elevul se va lăsa dus la vale. Se va adopta un pas mai lung. Structuri de exerciții: alergare de durată 2-3 minute pe teren plat, alergare în urcare 15-30 de secunde, urcarea cât mai ușoară la început, apoi dificultatea urcării va crește. Același exercițiu pentru alergarea în coborâre. Și, în final, alergare pe teren variat folosind diferite combinații pe teren plat, urcare, coborâre, etc., pe distanțe diferite, între 200 și 400 de metri. În acest caz, avem alergare pe teren plat, apoi alergare în urcare, alergare pe teren plat și alergare în coborâre. După însușirea tuturor variantelor de alergare pe teren variat, teren plat, urcare, coborâre, teren moale, obstacole, scări, se pot folosi și alte combinații. De exemplu, alergarea pe teren moale, apoi alergarea în coborâre pe teren moale, trecerea peste un obstacol prin pasărit, alergare pe teren plat, apoi alergarea pe scări, în urcare, alergare pe teren plat și trecerea peste obstacol prin pasărit, alergarea în urcare. Și apoi finalizăm cu alergarea pe teren plat. Cred, în educație în educație fizică și sport. Cred.